Salutare, salutare! Bună, bună dimineața! E 8:30, am tras la încărcat. Avem cam vreo 3 descărcări. Nu e marfă cine știe ce, pentru că nici vremea nu ne permite să facem cine știe ce astăzi, dar așa în mare avem 3 descărcări într-una. Și e aiurea, zăpadă, ploaie și frig. Cam asta, despre asta e vorba astăzi. O să vedem cum ne descurcăm. Oricum, acolo pe unii trebuie să mergem, să știți că nu, drumul nu e unul dintre cele mai bune. Dar încercăm să descărcăm ca să fie și clientul mulțumit. Așa că, dacă vrei să vezi cum decurge cursa asta, rămâi alături de mine și poate dai și un like. Bun, suntem aproape de prima descărcare. M-a sunat și clientul între timp, a spus că trimite pe cineva acolo, pentru că pe vremea asta nu lucrează nimeni pe șantiere. Dar, na, noi totuși trebuie să livrăm marfa. O să fie o aventură pe cinste astăzi, ce să spun. Încă plouă și plouă bine. E și zăpada asta, v-am spus, o să fie destul de greu să intrăm acolo unde avem de intrat, pentru că drumul nu e chiar ok. Dar vedem imediat ce și cum. Of, ce zi. E 9:20. A durat ceva până am ajuns aici. Nu e prea departe de firma noastră, dar pe vremea asta și cu greutatea care o am, pentru că da, îi greutate, e cam gravă situația. Trebuie să o las încet, să nu facă prea mult balans, pentru că risc să mi rup suportul, știți voi, acel suport de metal pe care stau barele. Trebuie să fiu atent și la copaci ăștia, că cum a nins s-au mai lăsat crengile. Hai bă nene, treci. Dacă cu o mașină mică vii frică să treceți, apoi ce să mai spun, frate, de un camion. A, uite, avem și un pic de ceață. A, perfect bă, perfect. Nimeni, bă, pe așa, a, uite, acolo e, mai sunt nebuni, nu sunt singurul. Mai uit la crengile astea, pe acolo trebuie să intrăm, pe unea intrare nouă ăla. S-ar putea să fie chiar băieții care au venit să ajute la descărcat. Hai să vedem dacă nimerim partea. În sensul, contează foarte mult legătura dacă e pusă pe partea cu descărcarea. Dacă nu, ce să zic. Ia uitați, exact ce spuneam. Ploaie cu zăpadă, tată. Noroc că aici mai avem un pic de piatră. Ok. Să știți că patinează. O simt. Cred că o să trebuiască să ies cu spatele de aici. Oh, my friend. Băi, și mașinile astea parcate aici pe margine iau toate crengile astea înainte. Da, ei erau ca iar tata pe ei. Hai să vedem acum unde dau fierul băieții ăștia. Ce vorbești, bă, băiatule? Ce vorbești? Asta e chiar unul din patroni. Hai să vedem dacă reușim să
ne luăm un pic de spațiu ca să putem da legătura aia jos. Ok. Tragem frâna de mână, pornim compresorul. Oprim luminile, punem pe avarii. Ne luăm căciulița, că nu am avut-o în cap și o să fie nevoie să ne baricadăm cu... Ok, și să luăm și factura, nu e asta, e asta. Hai să ieșim la congel. Salutare! Care bari trebuieți ca aici? Alea mai multi? Partea aia alt. Nu, no, nu, no, nu, no, doar bari. Și uita să întreb. Mamă, e gheață aici, bă, frate. E gheață, partea aia altă e legătura. Ia. Fai de capul meu. Am înțeles. Da, păi e perfect, e exact ce trebuia, gheață. Ne-a încărcat, da. O punem chiar acolo, da? Lângă cală, da. Unii, ați făcut primele case acolo, alea mari, nu? Da, acum ai locul să-i pui, să-i... Da, bine, nu cred că mai am cum să intru, că e jale acum. Hai să vedem. Mai aveți un buldo pe acolo? Olea, olea, că zici schid eu imediat. Mă gândesc, poate nu mai pot să ies de acolo. Aha. Da, e, dar la mașini mari nu prea ai alternative. O luăm pe asta, da? Hai că dau drumul la centură. Ia uitați și încărcată-i, frate. Băi, băi, ia. E bun că nu mai... Văd că pe aici nu plouă. Ploua acum 100 de metri în spate, aici nu mai plouă. Picură așa. Bă, băiatule, bă. Minunat. În spate, unii blocurile alea, da. Ce-i faci, blocurile? Zice, ce-i fac? Nu știu, eu duc la unul... Da, dar mai au subcontractori, oameni de legătură, cum ar veni. Blocurile aia e mare, nu? Aha. Să ai grijă, da? Da, da, da. Așa ar fi trebuit. Și ieri la fel era. Da, da, da. Hai să... Auzi, șufa asta așa, acolo ține-o, acolo, acolo. O leacă. Să ridic brațul. Oleacă, oleacă.
E minunat asta, legătura de 8 în pericol, e ce trebuie. De ce? Că sunt doua, e să faci... Da, mare, doar. No, auzi, dă mai încoace șufa asta. Dă-o mai înspre, exact până în cap. Marginea asta aici. Că nu ne descurcăm. Atât, bine, gata. Bine. Aș, stai așa că mai dau eu înapoi. Atât. Trebuie până vedec eu acum la dea. O leacă. Nu, că nu stăm mult, numai să ții. Stai înăuntru, nu te dai jos. Nu te dai jos, trebuie să o întoarcem. O leacă. Să nu o scăpăm în brațul de la buldo de aia, știi? Aici, aici, ține-o aici. Încearcă să o împingi în exterior. Și la limită. Vezi că ai bagat catul de scoap. N-are treabă. Tu... Sânie. Da. Dai leacă, dau. Acum dă-i. El o leacă cu mâna, poți să-l trage în spate. Dai leacă, mai dat măcar. El cu mâna o leacă, mai leacă mâna. Trage cu tine el fierul ăla. Ăla poți să-l trage. Nu o poate. E greu, a dracu. Nu te băga, las-o, stai așa o leac să mai încerc sus. Mama lui de fier, ia uite, el trage cu totul, e. Tu-i zi-o, ia, dă-i cu piciorul acum în el. Hai, hai, hai că ieță. Îl iei cu totul. Hai, vezi, ai grijă acolo, da? Îl ajut să iasă dacă e. Atât, hai, întoarce-l o leacă, împinge-l în exterior. Da, e, că numără cineva. Acum, doar și băieții, dar nu-l fac chiar exact. Ușor, da? Nu tare, nu pingi tare. Are la jumătate, da? Are 2 tone 800. Ceva de genul, da, că altul e mai ușor el. Aia s-a pus de unde cu turban. Pe ăla eu. Am pus 90 de bare de 14 de el și 25 de bare de 12. Dă-te jos! Mi s-a întrebat și geamla, Da. O să-mi dau jos acum, nu mai dai jos, lasă așa. Ia uite-o ea. Să las. Am și legătura aia pe partea aia. Nu înclin tare, da? Lasă-o așa o leacă mai în exterior, așa. Dă-te jos de tot. Vezi că dau un pic, vin cu ea mai în stânga la mine, da? Ușor. O leacă, o trag. Hai că am scăpat, ai. Șapa mami. Nu lăsa! Nu lăsa! Așa? Nu lăsa! Hai că o mai trag un pic. Ușor. Ce că prrrr. Hai că am rezolvat. Șapa mami. Iese sau trebuie să trag cu macaraua? Iese și aici.
Unde aici și în spatiu? Uite ea, dracu, e. Așa lăsăm. Da. Ia-o, ia. Și în partea aia munciți? A? Munciți în partea aia altă? Aha. Trebuie să ies cu spatele. Ce ai făcut? Ai băgat-o, a? Bun, ne vedem acolo. Se finish cu asta. Băi, deci eu nu-i, cum să spun eu, cu apa, că na, mai picură așa, îți îngheață efectiv mâinile. Nu știu câte grade ar fi, ia să vedem. 2 grade, dar nu sunt 2 grade când nu sunt eu popă. Nu sunt 2 grade acum, acum nu sunt eu popă. Scoatem compresorul, aprindem și luminile. Și hai să-i dăm înapoi în spate. Fratele meleu, hai cu tata. Nu mă bag acolo, nu mă bag că mi-e frică. De obicei întorceam acolo unde spune băiatul ăsta, dar nu. Nu și astăzi. Nu și astăzi că se lasă, uite. Vezi, zici că e înghețat, dar nu, se lasă. Și mai ales cauciucurile sunt calzi. Degajă căldură. Și există riscul să intru și să nu mai ies. Așa că îi dăm în șetișor așa cu spatele, ne uităm frumos pe oglinduțe și încercăm să ieșim. Aici spunea el să întorc, în zona asta aici. Dar nu, nu e de făcut așa ceva. Ia uite, acolo sigur rămâne dacă intru acolo. N-ai cum, frate, nu, 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 nici nu mă gândesc. Îi dau așa în șetișor. Reușim noi să o scoatem la, la mal. Din cap. Na, bobiți, mai zi ceva. Dăm un pic mai în dreapta. Nu prea văd bine. Sunt murdare cornurile astea, nu se vede bine. Mă refer la luminile agabaritice. Ok, gata, vedem mașinuța. Păstrăm o distanță safe față de mașini, că aici cu copaci ne descurcăm noi. Dă-i dreacu de copaci. Ia uite. Ia uite aici. Ce vorbești, bă, frate? Ați văzut că nu prea am calat-o, adică în sensul că n-am ridicat-o prea mult sus, pentru că calarea s-a făcut pe gheață și exista riscul să plece la vale. Nu era valea cine știe ce, dar pe gheață se duce.
Și frate, cu greutatea care o am, nu o mai oprești, tată, stând în afara mașinii. Ok. Da. Ne vedem la descărcarea cealaltă. Să vedem acolo cum decurge treaba. Acolo e un pic mai dificil pentru că am un dâmb acolo când trebuie să urc înapoi. Dar totuși am metrierii ăștia, o să am ceva greutate, s-ar putea să -mi fie mai ușor. Dacă nu vedem noi cumva cum realizăm toată treaba asta. Mi-ar fi trebuit un om în stradă acum, nu l-am. Hai să vă las totuși cu imaginea acum cum ieșim de aici. Sper eu să nu fac vreo boacănă. Nu văd nimic, îți dai seama. O iau așa pe... O iau prin învăluirii, cum se spune. Ia să vedem. Să oprești vreunul? Aici în dreapta nu vine nimeni. Asta de aici trebuie să se oprească. Stai pe loc. Stai pe loc, frățiuieri. Stai pe loc, nu vine nimeni din dreapta. Foarte bine, foarte bine. Mulțumesc frumos, băieții. Da, așa da. Se poate. Da, ne vedem la descărcarea cealaltă. Nu-i prea departe de aici. Ne auzim.